Talentul nu are granițe. O moldoveancă de 31 de ani are grijă în Statele Unite ale Americii de imaginea unui celebru brand internațional. Olga Cuzuioc este director artistic la Philips, iar misiunea ei este să promoveze produsele companiei în cel mai original mod. Olga Cuzuioc a ajuns în Statele Unite ale Americii când avea doar 19 ani. A studiat la Facultatea de Publicitate și Design Grafic din statul Ohio și în ultimul an era deja grafic designer la Departamentul de Dezvoltare. Calea spre succes nu i-a fost ușoară, dar a reușit în scurt timp să devină art director la compania Philips. Au fost, cred că, 4 interviuri în total. Am zburat în diferite părți ale lumii. M-am întâlnit, să zicem, și când zic 4 interviuri, în unul din el am avut, să zicem, 10 ședințe cu câte 20 de persoane în același timp la care trebuia să le povestesc ce ai făcut, cum ai ajuns acolo, care este modul tău de gândire. E o viață în sine, știi? Adică e ceva ce nu poți să asculți, să înveți de la alții. Trebuie să treci tu prin asta. Olga are în subordine peste 40 de experți din China, Olanda, Anglia, Australia sau de pe continentul african. Chiar dacă îi coordonează și are pretenții mari de la angajații ei, produsul final este doar rezultatul muncii de echipă. Văd temperamentul așa foarte aprins, știi, eu imediat zic, domnule, nu facem așa, acum pe moment ne schimbăm. Și asta cred că le place mult. Suntem foarte eficienți, cred eu, moldovenii, și e totul astăzi, trebuie să se întâmple acum. Americanii sunt așa un pic mai, hai domnule să vedem cum facem, ce facem, știi, măsoară de 7 ori și după aia taie. Eu mai tai câteodată mai repede de, nu număr chiar de 7 ori, trec, mă opresc la 40. Domnule, gata. Fiecare zi e foarte diferită. Eu am un job foarte complex. Nu fac doar un singur lucru. Fac foarte multe filmări, facem foarte multe proiecte de inovație. Sunt implicate, facem foarte multe testări, sunt implicați foarte mulți oameni din domeniul medicinii. Olga Cuzuioc este căsătorită tot cu un basarabean. Au împreună două fetițe. Este deja de 11 ani în Statele Unite și nu se gândește să revină în Republica Moldova. Acasă pentru ea are acum un alt înțeles. Acasă e tot timpul când ești lângă oamenii dragi pentru mine și am o familie foarte frumoasă acolo în Statele Unite, am prieteni dragi acolo, dar oricum când vin aici acasă e ceva parcă de-al tău, ceva care nu poți găsi acolo. Îmi place foarte mult să vin aici, dar nu pot să zic că acum sunt mai aproape, cred că, de Statele Unite, pentru că petrec majoritatea timpului acolo. Moldovenii cred că sunt foarte ospitalieri, dar în același timp sunt, nu știu, cumva rezervați la anumite chestii. Americanii sunt foarte deschiși, te primesc cu brațele deschise așa, dar în același timp au viața lor, știi? Adică nu poți să pătrunzi la ei în casă foarte ușor. La noi toată lumea a venit, domnule, îți întinde o masă, îți cântă, joaie ce o sârbă, o horă. Directorul artistic de la Philips lucrează acum la un nou proiect. Olga spune că va încerca să spargă tiparele și să schimbe în bine viața oamenilor. O să fie ceva wow, care o să apară pe piață, să zicem, undeva în 4 ani. O să schimbe foarte mult viața omului de rând și oamenilor care au probleme de sănătate, să spunem așa. O să putem să-i atingem prin acest produs, să schimbăm viața lor și sper în câțiva ani să pot vorbi mai deschis despre acest proiect. Este proiectul meu de suflet și sunt foarte mândră că am făcut parte din el. Chiar acum am făcut câteva spoturi care o să apară, cred în 2 ani, care au costat 1 milion și a fost foarte interesant să lucrez la el. Au fost foarte mulți oameni implicați. Olga Cuzuioc nu se oprește din drumul său pentru o carieră de succes. Își dorește ca în următorii 5 ani să avanseze profesional și să devină creativ director la compania la care lucrează.